Municipiul Pașcani a depășit încă un prag privind numărul de infectări. Potrivit cifrelor oficiale, la data de miercuri 6 octombrie, indicele era de 4,13 la 1000 de locuitori. Cel mai probabil, cât mai curând, se vor stabili noi restricții într-o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași. Situația, care este tot mai gravă de la o zi la alta, a fost adusă în discuție și în conferința săptămânală de presă de la primărie, care a fost deschisă cu o îndemnare pentru vaccinare împotriva COVID-19. Edilul Marius Pintilie s-a dat și exemplu. Personal pot să vă spun că am fost testat pozitiv la COVID acum 2 săptămâni și ceva. Am stat 14 zile în carantină, dar pentru că am fost vaccinat, aproape că nu am avut simptome. Am avut doar o zi sau maxim 2 zile, să zicem, nasul înfundat, un pic de secreții nazale și o stare, să zicem, mai slăbită de sănătate. Dar în niciun caz nu am avut simptome care să pun în pericol viața sau să mă deranjeze pe mine personal. Știu că sfatul unui politician astăzi sau unui om care face politică nu este foarte ascultat de către cetățeni. Dar pentru cei interesați, dacă povestea mea, ceea ce am trăit eu în ultimele 2 săptămâni de zile, ajută, eu invit pe toți să se vaccineze. Nu l-am visat în nicio seară pe Bill Gates niciodată de când sunt vaccinat. Și administratorul public s-a dat exemplu pentru a îndemna lumea să se vaccineze. Vreau să fac și un apel la toată lumea să se vaccineze. Poate n-am făcut o problemă, vă spun acum că ca un exemplu, eu am făcut și a treia doză. Un act pentru vaccinare este că am fost în contact cu domnul viceprimar, iar eu cu domnul primar, pardon, n-am făcut, nu m-am infectat, deci vaccinul și-a făcut datoria și m-a protejat, deci încurajez pe toată lumea să se vaccineze. Tot miercuri, când rata de infectare a crescut, medicii de la Spitalul Municipal Pașcani s-au confruntat cu o nouă zi plină de pacienți pozitivi. Mai mult, la compartimentul de primiri urgențe a fost o zi de coșmar. A fost plin de oameni cu simptome specifice acestei boli date de virus, cât și de victime din accidente rutiere. Secția ATI COVID este plină, iar de dimineață un bărbat de 42 de ani din preajma municipiului, nevaccinat și fără alte boli, spun medicii, și-a pierdut viața. Locul lui a fost ocupat imediat de o altă persoană care aștepta ajutor de specialitate. În cursul gărzii de pe data de 6 octombrie, la un moment dat, în CTU erau 17 pacienți pozitivi antigen COVID. Pe lângă acești pacienți a venit și un accident rutier cu multiple victime cu persoane aflate într-o stare de sănătate gravă. De asemenea, pe secția de terapie intensivă sunt 7 pacienți pozitivi, pe secția de medicină internă sunt 9 pacienți pozitivi, pe secția de neurologie sunt 6 pacienți pozitivi. Suntem compleciți de numărul mare de pacienți care se prezintă în compartimentul de primiri urgente cu simptome și cu antigen pozitiv. Și pe această cale fac din nou un apel către populație să se vaccineze și să se protejeze prin purtarea corectă a măștii pentru a evita să se infecteze și a ajunge în cadrul Spitalului Municipal Pașcani. În acest moment, în județul Iași, nu mai există niciun loc liber cu terapie intensivă. De asemenea, colegii noștri de la UCU Spiridon sunt și ei compleciți în numărul mare de cazuri. Nu avem posibilitatea, avem posibilitatea să transferăm, bineînțeles, dar nu găsim locuri libere. Reamintim faptul că centrul de vaccinare este în incinta primăriei Pașcani, intrarea dinspre catedrală. Este deschis 12 ore pe zi de luni până duminică, începând cu ora 8 dimineața.